Doamnelor și domnilor, bun găsit! Încep știrile Antena 3 Ploiești. A început campania de vaccinare antigripală. Dozele pot fi procurate din farmacii pe baza unei rețete eliberate la medicul de familie. În funcție de categoria din care fac parte, pacienții pot lua vaccinul gratuit sau compensat cu 50%. Specialiștii recomandă administrarea vaccinului antigripal la începutul toamnei. Antigripal este indicat să ne vaccinăm în perioada de începere a sezonului rece, începând din luna septembrie, 15-20 septembrie, ar trebui să începem să ne vaccinăm antigripal, deoarece cam 2 săptămâni are nevoie organismul să se pregătească pentru a produce anticorpii antigripali în vederea prevenirii gripei. Persoanele din categoriile vulnerabile beneficiază de vaccin antigripal gratuit, iar restul populației de o compensare de 50%. 100% vor primi gratuit pacienții cuprinși între 6 luni și 19 ani, cei cronici și cei peste 65 de ani. Ceilalți între 45-65 de ani vor primi 50% gratuitate. Deci toți beneficiază de vaccin antigripal. Ca și anul trecut, dozele de vaccin se pot procura din farmacii. Pacientul merge la medicul de familie, îi se recomandă vaccinul antigripal în funcție de problemele pe care le are, ca să fie decontat 50 sau 100% de către... Iar pacientul merge cu rețeta la farmacie? Pacientul merge cu rețeta la farmacie, își ridică vaccinul, apoi merge înapoi la medicul de familie, pentru că acesta este un act medical și trebuie să fie efectuat de către un cadru medical din acea instituție. Ce trebuie să știe oamenii când transportă aceste doze de vaccin? Se pot ține în orice condiții? Oamenii, pacienții trebuie să știe că acest vaccin imediat ce l-au achiziționat de la farmacie să fie transportat în condiții optime, adică să aibă o temperatură corespunzătoare, dacă nu în 5 minute, 10 minute, eu recomand cât mai repede să se facă acest vaccin. Pacienții sunt împărțiți, unii nu-și doresc să se imunizeze antigripal. A intenționat să faceți acest vaccin? Da. Știți care este procedura? Nu, să ia de la farmacie, parcă vaccinul se duce înapoi și să vaccinează, da. Știți că trebuie transportat în anumite condiții vaccinul? La rece. La rece unde? La rece. Și ce o să faceți? Aveți cum să-l țineți la rece? Eu am o gentuță, care e ca un frigider, mică, dată la magazine, nu știu, și poate n-a. În primul rând că am boli de-astea mai grave și îl fac. Și sunt gentuțe de-astea la farmacie și iei pile din alea și le bagi. Faceți vaccinul antigripal? Nu. De ce? Nu răcesc. De obicei nu răcesc și m-am ferit, fiindcă le-am făcut pe alea pentru pandemie și... La acestea le face mama mea, care are 75 de ani și mereu a răcit după vaccin și mă feresc, eu sunt mai... Cum vă feriți? Nu-l fac. De boli? Nu, de boli. Nu ies, sunt pensionară și eu pe invaliditate și nu ies din casă, mai ales în perioada de toamnă. După 3 săptămâni am reușit și eu să vin să iau niște ardei. Mă feresc de public. Pare paradoxal, dar mi-am pierdut încrederea în orice și în oricine. Nu mai cred în nimic. Și cum vă feriți de viroze? De... Cu Dumnezeu. Înainte ne rugăm să aibă milă de noi, că numai El cred că ne mai salvează. Nu fac nimic în mod deosebit decât evit să mă duc unde nu trebuie, să stau în locuri în care oamenii sunt bolnavi. Mai, vaccin nu? Nu, vaccin nu. N-am făcut niciodată. Normal. Normal, da. Știți care este procedura, cum puteți să-l cumpărați? Medic de familie, rețetă, farmacie și la asistentul de medic de familie. Și cum îl transportați? Poftim? Cum îl transportați? Pe de la farmacie și direct la... Știți că trebuie ținut în anumite condiții, la o anumită temperatură. Păi, aveți această posibilitate? Păi, nu e vorba de posibilitate. Farmacia este din centru. Iar medicul meu este imediat după colț acolo. Și vă mișcați repede? Chiar foarte repede. Prețul unui vaccin antigripal este impus de Ministerul Sănătății. În funcție de firma producătoare, o doză costă 64,48 de lei sau 68 de lei.
Primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că își dorește să mențină subvenția pentru gigacalorie. Valoarea acesteia însă va fi modificată pentru a fi sustenabilă. Până în 2028, potrivit legislației din Uniunea Europeană, subvenția trebuie eliminată total. Primarul ales al municipiului spune că, între timp, își propune să scadă costul de producție al agentului termic cu ajutorul unor investiții în rețeaua de termoficare, astfel încât trecerea să nu se simtă. Mihai Polițeanu, primarul ales al Ploieștiului, a vorbit despre planurile sale legate de termoficarea din municipiu în cadrul emisiunii A Patra Putere, moderată de Marius Visarion. Polițeanu a declarat că nu renunță la subvenția pentru gigacalorie. Mă voi duce în fața Consiliului Local, fie vorba că e de acest Consiliu Local, fie că e vorba de Consiliul Local viitor. Pentru modificarea subvenției, deci pentru păstrarea sau, în cazul apei calde, pentru reintroducerea subvenției, pentru că acum ploieștenii se plâng că nu mai există subvenție pentru apă caldă. Deci îmi doresc să reintroducem subvenția pentru apă caldă, să reintroducem subvenția pentru agentul termic, pentru căldură, dar la un nivel sustenabil. Nu există în țară sub 300 de lei. Sau există la 299 de lei, plus TVA, prețul plătit de populație, noi suntem la 178. Deci trebuie să ajungem la un nivel... Înseamnă o pondere foarte mare din total buget local. Trebuie să ajungem la un nivel realist. Uniunea Europeană a decis ca din decembrie 2028 subvenția pe gigacalorie să fie eliminată. Deci vom ajunge oricum în 4 ani, la momentul în care oricum trebuie să eliminăm subvenția. Eu nu vreau în acești 4 ani să eliminăm subvenția, în niciun caz. Dar nu pentru poate că s-ar produce un șoc social și este foarte important să păstrăm subvenția. La același nivel? Aici este discuția. Suntem în situația în care costul de producție și distribuție este azi la 65 lei, iar prețul plătit de populație plus TVA, da. Iar prețul plătit 200... de populație 178 plus TVA. Exact. Deci noi avem mai mult de 400 de lei subvenție, ori dacă o ținem așa, în primul rând, va colapsa sistemul de termoficare dacă menținem subvenția la 178. Dar chiar dacă ne-am târât, să zicem, încă 4 ani de zile, când ajungem în decembrie 2028, va fi un șoc social uriaș. Până în 2024, poliția nu vrea să scadă costurile de producție și distribuție. Acest lucru înseamnă investiții în rețea. Deja Termoploiești a depus 3 proiecte pe fonduri europene în acest sens. Este vorba de reabilitarea a 25 de kilometri de rețea. Magistrală. Da. Este vorba de acest tronsonul primar, că tronsonul secundar a fost ceva mai modificat, ceva mai pozitive. Bine, da, da. De achiziția de motoare pentru producția de energie electrică în sistem de cogenerare și la fel de achiziția de turbine pentru electricitate produsă în sistem de cogenerare. Este critic mai ales că acum nu mai avem, că a crăpat din păcate. Turbina a crăpat pe la acum vreo 6 luni, ceva de genul ăsta nu s-a spus. Între timp, pentru a asigura necesarul de gaz până în luna ianuarie, Termoploiești încearcă în această perioadă să obțină un credit în valoare de 80 de milioane de lei. Gest impresionant al micuților sinistrați. Micuții din satele inundate din Galați au vrut să arate că sunt recunoscători pentru ajutorul primit din partea pompierilor dâmbovițeni care intervin în zonă. Ei au realizat pentru salvatori mai multe desene. După ce inundațiile severe au lovit județul Galați, pompieri din toată țara au fost trimiși în sprijinul comunităților afectate. Printre aceștia și pompierii din cadrul ISU Dâmbovița, care intervin zilele acestea în localitatea Cuzavodă. În semn de recunoștință pentru ajutorul primit, copiii din satele inundate au găsit o metodă specială de a-și arăta mulțumirile. Aceștia au realizat mai multe desene în care au surprins momente pe care le-au trăit alături de salvatori. Tusea convulsivă, cunoscută în popor sub denumirea de tuse măgărească, este o infecție respiratorie extrem de contagioasă, spun medicii. Specialiștii spun că este importantă prevenția, mai ales că această infecție afectează în principal sugarii și copiii mici, dar poate apărea și la adolescenți și adulți. Tusea convulsivă este caracterizată prin episoade severe de tuse urmate de o respirație zgomotoasă și este contagioasă. Tusea convulsivă sau tusea măgărească, cum mai este numită, este o boală extrem de contagioasă, determinată de o bacterie, Bordetella pertussis. Această boală este prevenibilă prin vaccinare, cei mai afectați fiind copiii nevaccinați.
Transmiterea bolii se face în momentul tusei. Perioada de incubație este undeva la 10-20 de zile până la manifestarea bolii. În prima fază este faza catarală, cu debutul de tip viroză, cu subfebrilitate, tuse rară, secreții nazale. Partea cea mai grea este partea de tuse paroxistică, care apare undeva la 2 săptămâni de la debutul bolii și constă în acele episoade de tuse spastică, tuse emetizantă, tuse care sufocă copilul, practic mai ales noaptea, debutul ei fiind noaptea. Și în cazul sugarilor se produc episoade de apnee. Copilul practic tușește până varsă. Importantă este prevenția, spun medicii. Dar cea mai importantă este prevenția și este foarte important pentru că acum începe colectivitatea și sunt copii mai mari, frații mai mari care pot îmbolnăvi sugarii, ei fiind grupa cea mai cu riscul cel mai mare de manifestare acestei boli și de a face și complicațiile cele mai urâte, convulsii, crize de apnee, chiar deces. De asta zic că prevenția este foarte importantă și anume vaccinarea, pentru că este la îndemână. Avem schema națională de vaccinare. Această boală nu are, prin vaccinare, imunitatea ei nu este practic toată viața. Sunt mai multe doze de administrat. Medicii mai spun că în Buzău au fost confirmate astfel de cazuri, mai ales în rândul sugarilor. În curând se va derula o nouă ediție a programului Casa Verde. Calendarul nu a fost încă anunțat oficial. Cei care vor să se înscrie trebuie să își pregătească actele din timp. Anul trecut, fondurile s-au epuizat în doar câteva minute. Mircea Fechet, ministrul mediului, a anunțat recent, când a fost lansat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Casa Verde fotovoltaice, că programul are un buget de 2 miliarde de lei și va sprijini peste 60.000 de români să-și instaleze panouri fotovoltaice. În momentul de față, programul Casa Verde este deschis pentru ca instalatorii să se înscrie sau să își reconfirme înscrierea în acest program. Sesiunea pentru aceștia este deschisă din data de 6 septembrie și s-a prelungit până pe data de 20 septembrie. Neoficial vă pot spune că există posibilitatea ca programul Casa Verde pentru persoanele fizice să înceapă pe data de 27 septembrie. Cel mai bine ar fi ca telespectatorii să urmărească pe site-ul Fondului de Mediu, astfel încât atunci când apare comunicatul oficial al președintelui Fondului de Mediu, aceștia să fie pregătiți. Pentru a fi pregătiți, cei interesați să obțină finanțare pentru panouri fotovoltaice trebuie să aibă din timp toate documentele necesare. Ca și documente pe care aceștia ar trebui să le pregătească, în primul rând trebuie să fie proprietar al imobilului unde se dorește instalarea de panouri sau al terenului respectiv, da? Actul de identitate, extrasele de carte funciară care trebuie să fie la zi, deci nu mai vechi de 60 de zile, certificatele de atestare fiscală pe care trebuie să le scoată atât de la Ministerul Finanțelor cât și de la taxele locale, da? Aceste documente să fie pregătite, scanate undeva în calculator. Persoana fizică, cel mai bine ar fi să-și facă cont înainte pe site-ul Fondului de Mediu și cu documentele scanate în calculator să reușească atunci când se va deschide efectiv programelul să le încarce acolo în aplicația respectivă. Ministrul Mediului a anunțat totodată și că programul Casa Verde fotovoltaice vine cu noutăți importante anul acesta. A fost majorată finanțarea de la 20.000 la 30.000 de lei. De asemenea, Mircea Fechet a anunțat că pentru prima dată programul susține și achiziționarea de acumulatori. Astfel, beneficiarii vor putea stoca energia produsă pe timpul zilei și o vor putea folosi seara și noaptea, având parte de mai multă independență energetică și facturi mai mici. Premieră la Teatrul Toma Caragiu, sâmbătă 21 septembrie, de la ora 18.30. Atunci se va pune în scenă prima reprezentație a spectacolului Ivanov, montare ce va îmbogăți repertoriul secției dramă.
Regia spectacolului Ivanov este semnată de Vlad Cristache, unul dintre cei mai prolifici tineri creatori de teatru, care revine la Ploiești după ce în anul 2019 a montat textul lui Arthur Miller, Vrăjitoarele din Salem. Scenografia îi aparține lui Teodor Cristian Niculae, câștigător anul trecut al premiului Uniter pentru debut, iar lighting design-ul a fost realizat de Ionuț Aldea. Considerată prima creație dramatică majoră a lui Cehov, Ivanov explorează complexitatea sufletului uman, a vieții și a relațiilor interpersonale. Fundașul central Johan Roșe este noul fotbalist al Petrolului Ploiești. Jucătorul, în vârstă de 27 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2025-2026. Component al primei reprezentative a Beninului, pentru care a jucat 90 de minute chiar săptămâna trecută în victoria cu Libia din cadrul Cupei Africii pe Națiuni, Johan Roșe s-a născut în Franța, la Lyon, fiind astfel un produs al școlii de fotbal din Hexagon. Cariera și-a început-o la FC Villefranche, iar în 2021 s-a transferat în prima ligă din Turcia la Adanaspor. În 2023 a revenit în Franța. Statisticile carierei lui Johan Roșe cuprind 49 de prezentări în primul eșalon din Turcia, 52 de apariții în Liga Secundă franceză, 27 în cea de-a treia și 11 meciuri jucate pentru echipa națională a Beninului. Eugen Neagoe, antrenorul Gloriei Buzău, a făcut câteva declarații înainte de plecarea la Botoșani. Un meci important și pentru noi și pentru cei de la Botoșani, pentru că suntem practic ultimele două echipe clasate în acest moment, cu același număr de puncte, și cred eu că va fi un joc de luptă, un joc, v-am spus, important și pentru noi, important și pentru ei. Sper eu să fim echipa care la final ne vom bucura, dar asta înseamnă să facem un joc bun. Echipa din Crâng este pregătită pentru confruntarea cu Botoșani. Cei de la Botoșani nu sunt o echipă slabă. Și acum arată, să zicem, clasamentul în acest moment. Sunt o echipă care au în componență jucători valoroși, au în componență jucători cu experiență destul de mare. Și jocul lor, chiar dacă nu au acumulat nici cei mai multe puncte, nu este unul rău. Cred că au pierdut, și dacă mă gândesc doar la meciul cu Petrolul de acasă, au primit gol în minutul 94 și 96. Deci, da, o echipă bună. Eu cred că este un campionat echilibrat. Meciul dintre AFC Botoșani și Gloria Buzău, etapa 10-a din Superliga, are loc vineri 20 septembrie de la ora 18 pe stadionul municipal din Botoșani. Echipa de volei ACSM Târgoviște participă la un puternic turneu internațional de pregătire ce are loc în județul Alba. Turneul internațional de pregătire are loc până pe 20 septembrie. CSM Târgoviște are meciuri amicale împotriva unor adversari de calibru în cadrul competiției găzduite de noua sală Alba Blaj Arena. Turneul aduce față în față echipe de top din Europa Centrală și România, oferind voleibalistelor din Târgoviște șansa de a se confrunta cu echipe puternice înainte de debutul oficial al sezonului. Turneul se va încheia pe 20 septembrie, când CSM Târgoviște va întâlni formația gazdă CSM Volei Alba Blaj, una dintre cele mai puternice echipe din campionat. Meciul programat pentru ora 16 va reprezenta un test pentru ambele formații. După acest turneu de pregătire pentru fetele de la CSM Târgoviște va urma duelul din Supercupa României la volei feminin împotriva campioanei României CSO Voluntari. Meciul va avea loc în sala polivalentă din București pe 29 septembrie de la ora 16. Doamnelor și domnilor, știrile Antena 3 Ploiești au ajuns la final. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!